Bine v-am regăsit! Acesta este ultimul episod din seria Lumea Cuantică, așa că voi încerca să trag câteva concluzii. Studiul lumii subatomice a particulelor elementare are ca scop înțelegerea a ceea ce stă la baza realității fizice, adică la baza a ceea ce există în afara conștiinței noastre, a materiei. Cu alte cuvinte, vrem de fapt să știm care sunt cărămizile de bază ale materiei. Dar ce este materia? O posibilă definiție care îmbină filozofia cu fizica ar fi următoarea. Ceea ce există independent de conștiința noastră și are masă, volum și durată. Și așa ajungem la cele trei mărimi fizice fundamentale, masa, care, nu uitați, este o măsură a energiei, spațiul și timpul. Am putea spune, deci, că la baza realității fizice stau aceste trei lucruri, energia, spațiul și timpul. Și am descris mai pe larg această idee în materialul A exista, din seria Lumea nu este cum crezi, găsiți linkul mai jos. Cea mai bună descriere pe care o avem azi a ceea ce numim materie, este teoria cuantică a câmpurilor, care, așa cum ați văzut în clipul precedent, spune că la baza realității fizice, a materiei, stau câmpurile, iar particulele nu sunt decât energie transportată prin aceste câmpuri sub forma unor unde. Dar unde este spațiul și timpul în această descriere? În ecuația undelor. În ecuația unei unde apar atât spațiul cât și timpul, deoarece o undă este un fenomen periodic atât în spațiu cât și în timp. De pildă, o undă mecanică este descrisă de această ecuație, în care Y este elongația undei la un moment dat într-un anumit loc, A mare este amplitudinea undei, T mare este perioada și lambda este lungimea de undă. Deci puteți vedea că apar într-adevăr timpul, T mic și spațiul X în această ecuație. Dar problema este că, deși toată lumea înțelege intuitiv ce este spațiul și ce este timpul, nu putem defini riguros aceste noțiuni. După filozoful Immanuel Kant, spațiul, timpul și cauzalitatea sunt noțiuni pe care le cunoaștem a priori, adică nu din experiență, ci într-un fel ne naștem cu acest cadru spațio-temporal în care creierul descrie și ordonează tot ceea ce ni se întâmplă. Orice fenomen se petrece în spațiu, adică într-un anumit volum și are o anumită durată. Deci ceea ce numim particule elementare, precum și interacțiunile dintre ele, sunt manifestări ale unor unde care transportă energie prin diferite câmpuri. Dar poate că aceste câmpuri nu sunt decât manifestări ale unui singur câmp, ale unui câmp fundamental. Sunt aspecte diferite ale unui câmp universal care este realitatea ultimă, care stă la baza a tot ceea ce există. Însă, pe lângă tot ce am spus până acum, mecanica cuantică ne arată că Universul ar putea fi mult mai ciudat decât ne-am putea imagina. De pildă, după cum ați văzut în cele 9 episoade ale acestei serii de până acum, este posibil să existe o infinitate de universuri și ceea ce numim conștiința mea să existe în foarte multe din aceste universuri, experimentând vieți diferite. Sau este posibil ca Universul să fie unul singur, dar ceea ce numim realitate fizică să producă realități subiective diferite pentru fiecare din noi. Fiecare conștiință producând o realitate subiectivă unică, un univers personalizat. Sau este posibil să nu avem posibilitatea de a alege, să nu facem ce vrem, ci absolut totul să fie determinat încă de la începutul Universului, dacă există așa ceva. Poate că voința conștientă este o iluzie. Am vorbit și despre acest lucru în videoclipul Liberul Arbitru din seria Lumea nu este cum crezi. Găsiți un link și pentru acest material în descriere.
Alt lucru pe care ne-l arată mecanica cuantică prin fenomenul de cuplaj cuantic, în engleză entanglement, este acela că poate spațiul și timpul există doar în mintea noastră și că echivalentul lor în realitatea fizică este poate doar informație. Am lăsat la sfârșit interpretarea școlii de la Copenhaga, pe de o parte pentru că cei mai mulți specialiști în domeniul fizicii cuantice sunt de acord cu ea și pe de altă parte pentru că ea ne arată poate cel mai ciudat lucru dintre toate. Și anume că ceea ce stă la baza realității fizice, a materiei, este o lume a incertitudinilor, a potențialităților, a probabilităților. Dar cum se ajunge de la probabilități și incertitudini la lumea macroscopică, cu legile ei atât de diferite de cele ale lumii cuantice? Unii sunt de părere, așa cum ați văzut, că pentru asta e nevoie de conștiință, că lumea probabilităților devine realitate doar cu participarea unui observator. Alții nu sunt de acord cu această idee și uite că treptat am ajuns în domeniul speculațiilor și nu întâmplător, ci pentru că vorbim despre lumea cuantică. Și lumea cuantică este atât de ciudată încât este aproape imposibil să nu ajungi la speculații atunci când încerci să o înțelegi. Și poate că lucrul cel mai ciudat este acela că pare imposibil pentru mintea noastră să înțeleagă ce se întâmplă la nivel cuantic. Avem ecuații cu care putem face tot felul de calcule, putem să descriem statistic fenomenele, avem un model, teoria cuantică a câmpurilor, care descrie destul de bine ceea ce vedem în jurul nostru și care se perfecționează de-a lungul timpului. Dar cu toate astea, spre deosebire de fenomenele din lumea macroscopică, pe care le putem înțelege intuitiv, adică creierul nostru găsește o cale de a modela aceste fenomene, nimeni nu poate să spună, privind ecuațiile mecanicii cuantice, că înțelege ce descriu aceste ecuații. Cum aș putea să închei un material despre lumea cuantică altfel decât tot printr-o idee ciudată? Lumea cuantică pare să nu poată fi modelată și înțeleasă decât prin matematică. Și poate că ceea ce ne arată fizica cuantică este că ceea ce stă la baza tuturor lucrurilor este matematica. Să nu râdeți, nu glumesc. Există teorii care spun că lumea există, deoarece există relații matematice între numere, între forme, între cantități, care reprezintă adevăruri absolute și care au o existență veșnică, o existență care nu are nevoie de un suport material, indiferent ce înțelegem prin asta. În concluzie, fizica ne învață că cel mai extraordinar, cel mai de necrezut lucru este realitatea, existența. Nimic nu este mai fantastic decât existența. Cum de existăm? De ce existăm? De ce există Universul? De ce există legile după care funcționează Universul? De unde vin aceste legi? Sunt întrebări la care nu vom ști poate niciodată răspunsul. Atunci merită să ni le punem. Da, pentru că doar punându-ne astfel de întrebări putem progresa din punct de vedere științific și în consecință tehnologic. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!